Rostește această rugăciune în joia mare. Este de mare ajutor. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu Tatăl, precum în ziua de astăzi te-ai sculat de la cină și ai spălat cu mare smerenie picioarele ucenicilor tăi și ale vânzătorului, și într-o această seară le-ai dat sfântul tău trup și sângele tău, luând cu mâinile tale cele sfinte pâine și vin și binecuvântându-le și făcându-le trupul și sângele tău, i-ai împărtășit zicând: luați, mâncați, acesta este trupul și sângele meu, pentru ca să se ierte păcatele voastre. Cel ce tot în ziua aceasta te-a înălțat la cer și ai șezut de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatălui tău, să împărățești împreună cu El în veci, ca unul născut fiul său prea iubit. Rogu-te, deci, pentru rugăciunile ucenicilor tăi, iartă păcatele noastre ale tuturor, ale celor vii și ale celor răposați. Dă-mi, Doamne, lacrimi fierbinți ca să-mi plâng păcatele. Darul Tău cel curățitor, care a spălat picioarele ucenicilor Tăi, să spele și să curățească inima și sufletul meu, că așa cu vrednicie, cu curăție și cu umilință, să mă împărtășesc cu sfintele Tale taine. Acum și în timpul morții mele, iar în ora despărțirii mele, cu bucurie să se suie sufletul meu la Tine, fără de nicio frică, întrebare sau împiedicare, să trec vămile văzduhului, intrând în mărirea Ta cea cerească. Ajută-mi, Doamne, să Te măresc în veci, să mă închin numelui Tău, celui Sfânt. Amin.